În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cred că nu este om din care dintre noi nu a intrat vădată într-o livadă. Știți, niște mere frumoase, parcă îți pare că iluminează din anul și îndată îți vine gândul să iei unul să aluși. Știți, dintre cele frumoase, și iei unul și înăuntru îi stricat. Iei altă, altă îi băhlit. Și așa te gândești, deși oare toate astea frumoase, înăuntru sunt stricate. Ia să iau unul mai mic puțin, nu atât să bată la ori. Și când alei pe celălalt mai mic, înăuntru e sănătos, e gustos, e socos, în timpul ăsta îți vine fișorul tău. Zici, iau, tată, și mi-e frumos. Dar tu zici, nu-ți trebuia să ții merele astea. Dar deși iau și este frumos. Dar ele toate sunt stricate. Mai bine iem unul mai mic, ia să guști și să degustoas aceste mere. Și azi ce-i cu mierele astea frumoase la timpul lor? Ele toate scade și azi facă mâncare viermilor și porcilor. Și nimic folos din trânsele n-a să fie. Dar dintre este la ce parcă mai mărânțele, nu atât de frumos, nu atât de mari și mașcate. Dar astea se simt beșe și azi se păstrează la oamenii gospodari, și a să aducă multă bucurie în mesele oamenilor. Iată Evanghelia de azi. Voi să știți, frații mei, că începând de azi, Biserica Mamă începe ne pregăti sufletele noastre de Sfântul și Marele Post. Biserica strigă în glas mare, copiii mei, copiii mei, care v-am botezat și vă pregătesc pentru împărăția cerurilor. Azi alergați toți la mine să vă aduc o veste. În curând se va începe postul mare. A noi spunem, dar și este postul mare? Măicuța noastră, scumpă biserică, și asta postul mare? Asta e război duhovnicesc, copiii mei. Să vă pregătiți duhovnicești de acest război. Că poate în câșleși ați mai avut și trebuințele voastre, și ați uitat din împărăția cerurilor. Iată eu, mama voastră, încă o dată strig la voi, ca voi să vă treziți din somnul păcatului și a plăcerilor lumești, să vă aduceți aminte de Părintele Ceresc, că eu sunt datoare să vă mărturisesc vouă adevărul. Dar și fel de război, mama noastră, cu cine să ducem noi acest război? Parcă-s vremuri de pace. Acest război, copilașii mei, voi o să-l duceți cu vechiul șarpe, cu bătrânul Lucifer, cu diavolul, care duce război neîncetat împotriva voastră și nici într-un caz nu vrea ca unul din voi să intre în împărăția cerurilor, dar vrea ca voi toți să vă pierdeți și să vă duceți în iad cu dânsul. Dar unde este, mama noastră, acest Lucifer? Unde este el? Acest Lucifer este în inimile voastre, că în inima unii sunt păcate și nu este pocăință, acolo și sunt dușmanii voștri. Maica noastră, pe bună, bisericuța noastră, învață-ne pe noi cum să ne luptăm noi cu vrăjmașul nostru cel nevăzut, care nu numai că sălășul este în jurul nostru, dar este chiar și în adâncul sufletului nostru, adică în inimile noastre. De atâta și împărat proroc David striga zi și noapte la bună Dumnezeu. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Trebuie să începem cu reținerea de la toate, cu aducerea minte de moarte, de dreapta judecată, trebuie să începem a cugeta, să ne întoarcem la viața duhovnicească și duhovnicește să ne pregătim de Marele Post. Închipuiți-vă în general oricare, cheamă oastea și spune, peste 3 săptămâni se începe războiul cel mare, vă dau la toți, vă poruncesc poruncă și să nu îndrăznească nimeni să fie trădător și să fugă din armată. Eu singur pe așa trădător, a să-l omor și să-l sugrum pe vecii vecilor. Voi vă blagoslovesc să vă luptați până la moarte cu dușmanul nostru comun, cu vechiul șarp, cu Lucifer și cu armata lui. Ce trebuie să facă armata? Să caut sabie,
scaut scutul, scaut coiful, scaut încălțămintea, scaut toate hainele. Adică care este arma noastră? Este rugăciunea, este postul, este cuvântul lui Dumnezeu, care îl găsim în Sfânta Scriptură, și care este sabie cu două scuțișuri, este rugăciunea neîncetată, îngerească, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Oare ostaș poate să îmbete dacă el are de dus la război mâine? Oare ostaș poate să îmbuibeze dacă el are de dus la război mâine? Oare sportsmenul, când are de dus la campionat, el poate să îmbuibeze înainte de a ieși la concurs acela? Nici într-un caz, toți practic, chiar nici cântăreți care este pe scenă, e tot nu premănânt. Deci, practic, așa îți primești la sportsmen și la ostaș, cu atât mai multe bițimei în viața duhovnicească. Noi trebuie să ne pregătim corpurile noastre ca să le începem a ușura, pentru ca cu mintea, cu sufletul și cu corpul, să ne începem a pregăti de Sfântul și Marele Post. Această pildă de azi, Domnul nostru Iisus Hristos le-a dat-o fariseilor. Farisei socoteau pe deși oameni drepți, oameni buni, oameni sfinți. De atâta Hristos le spune lor, las această pildă. Dar nu cumva să gândiți vă unul din voi că nu suntem farisei și nu avem măcar o sămânță de fariseism în noi înșine. Că dacă așa te gândești, deamușăiești fariseu cu Duhul. Deci ascultați pilda aceasta. A intrat în fariseu în biserică și s-a pus aici, lângă iconostas, și a început a vorbi cu Dumnezeu din inima lui. Asta el nu cu gura. Cu gura lui era rușine, dar cu inima. Că gura poate spui minciuni, dar inima minciuni nu spune. Deci el spune așa. Mulțumesc, Doamne, eu nu-s ca așa și oameni păcătos. Nu-s desfrânat, nu-s tălcat, n-am violat pe nimeni, n-am omenjit pe nimeni. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială bisericii. Mulțumesc, Doamne, că eu sunt om drept înaintea Ta. Iar în spatele lui, în pronaus, cum spune în popor, în fundul bisericii la ușă, stătea un om în genunchi, cu capul în jos și cu pumnul spăle în piept. Și nu spune nimic decât numai aceste cuvinte. Dumnezeule, milostiv și mie păcătos. Și plânge păcatele sale. Și îi spune la Dumnezeu neputința sa că sunt greșit. Sunt vinovat, dar nu am unii mă duci cu păcatele mele. Că nimeni de pe pământ nu poate să-mi tămăduiască bolile mele. Că cel mai păcătos din toți oamenii, asta sunt eu, Dumnezeule, milostiv, femeie, păcătosul. Lui nu-i trebuie nimic de pe pământ. El nu vrea să se întoarcă la casa sa, la averile sale, la familia sa, la prietenii săi. El vroie una de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dăie mila sa. El nu vroie să se îndreptățească în păcatele sale, deși el o greșit, în și formă el o greșit. El nu vroie să-și aducă aminte, poate de fapte oarecare bune din viața lui, de dacă el înțelege că dacă calci o poruncă lui Dumnezeu, le încalci pe toate. Dar oare poate omul, iubiții mei, în viața lui să nu greșească? Nu poate omul să nu greșească. Atunci de apare întrebarea, cum fariseu atunci era drept? Dar nu era drept fariseu, era orb, era împietrit la inimă. El păcatele lui, cum face noi la mărturisire, le micșorăm și le ascundem, parcă ne rușunăm de preu. De parcă preu, tu vii la preu. Tu vii la Dumnezeu, ca și vameșul, să-i spui toate durerile tale, să-i mărturisești cu smerenie. Oamenii care cu adevărat, cu umilință și cu pocăință, vin la mărturisire, ei niciodată nu ascund păcatele sale, cele rușinoase. Dar invers, le spun, părinte, ia că așa-mi greșit, asta-s eu, așa, mărșăvenia pământului, nu sunt vrednic nici de soare, nici de pământ, nici de nimic bun, nici în cer, nici pământ, sunt vrednic numai de chinurile iadului.
Părinte, iartă-mă, te rog, și roagă-te lui Dumnezeu, și dacă ne scovine, dă-mi canon, și dacă ne scovine, dezleagă-mă, dacă nu ne scovine, nu mă dezlega, dacă mai sfătărești cu mine, așa și, și bunul Dumnezeu, Duhul milit, inima înfrânt și smerită, nu o va urgizi. Dacă are inimă Dumnezeu, o urgizește și o pedepsește pe cei care sunt socate dreapte. Dacă nu omul sunt socate drept, atunci când el este mândru. A venit un om odată la o mănăstire de bărbați, dar duhovnicul era văzător cu Duhul și el a început în glas mare, intrând din biserică în genunchi, plângând în glas mare, pălindu-se cu pumnul în piept, a început a enumăra toate păcatele sale, în glas. Toți monahii s-au început a stupa urechile, deci nu știu ce să fac, în care atât de grele păcate erau și de urăcioase, chiar și pentru oameni. Și duhovnicul îi pune mâna pe cap și-o dezleagă și spune așa, aduceți acum haina monahală. Dar părinții tăți au sărit și-au spus, cum așa, așa păcat, nici canon nu-i dai. Statea lângă mine unul măreț și preaslăvit și groaznic la chip. Și când plângea omul ăsta, din gura lui ieșau ca șarpeni, șerpi, păcatele lui. Și când o săvârșit el tot din mărturisit, însă și acel groaznic, care este drept judecător, i-a pus mâna pe cap și l-a dezlegat și l-a iertat de toate păcatele lui. Și dacă Dumnezeu l-a iertat fraților, atunci cum eu, ca duhovnic, ies, adică snul iert, se dau canon. Și a ajuns acel om de viață în alt duhovnicească. Și i-am trecut duhovnicești pe mulți monahi care locuiau în acea mănăstire. Să nu ne deznădăjduim niciodată ca copilul când greșești și faci, iartă-mă și plânge. El plânge și zice iartă-mă, așa să facem și noi. Dar pe noi, împotriva noastră, duce război Duhul rău. Dar și păcate mi-ai făcut. Înainte, șapiurmă spune, dar nu ți-e rușine să spui la mărturisire păcatul ăsta. Dar nu mai spune lui părintele, ca să-i spui și urechile, iau și aerul scurt de păcatele tale. Taci, lasă că tu așa ești să păcăiești. E că așa Duhul rău leagă sufletele și le ține în robii. Eu binecuvintez, frate. Vă binecuvintez pe toți, fără de rușine. Veniți și spuneți tot, așa cum a fost. Închideți ochii, ziceți, Doamne, ajută-mă pe mine. Eu le-am făcut, Tu ajută-mă să le mărturisesc. Și apropieți-vă de urechea mea și în șoaptă, ca să n-am de nimeni. Că nimeni nu-mi place când grei stai la mărturie. Îi spuneți în șoaptă și tișor. Și Dumnezeu să-mi descopere nou. Și fel de canon, și în și formă, noi să-l dăm. Ca asta să rămâi taină între Dumnezeu, duhovnic și între suflet, care vine la bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru. Și Dumnezeu continuă Evanghelia asta cu așa cuvinte. Că Vameș s-a dus acasă îndreptățit, s-a dus drept acasă. Deși el e drept, din faptele lui, nu. Cine l-a îndreptățit pe dânsul? Dumnezeu. Dumnezeu a luat păcatele de pe dânsul și i-a dat lui dreptatea sa și puterea sa cerească, duhovnicească. Dar aici care se socotie mare și tare, s-a dus mult mai vinovat. El a venit la rugăciune de parcă Dumnezeu era dator lui. Oare nu spune noi desăori, așa mai făcut, mă rog, ia uite câtă lumea este păcătoasă, dar eu fac fapte bune, dar iau la acela cu mergi, dar iau tine. N-am noroc deloc în viață. Asta nu-i creștinism. Asta-i fariseism. Asta-i rătăcire duhovnicească, sufletească. Să fugim de asta. Că însuși Dumnezeu le spune apostolilor săi, să fugiți de aluatul fariseilor. Dar apostolii fiind oameni neogândit, el spune așa de tăchiar noi până n-am cumpărat. Și Hristos atât de mult să scârbești pe dânși le spune, că n-aveți 5 pâini și am hrănit 5.000 de oameni în pustie, v-a ajuns mâncare? Da, Doamne, ne-a ajuns. Păi eu vă spun, păziți-vă de aluat fariseilor care este fățărnicia, dar și de ce adică aluatul? De aluatul,
omic aluatul, păcățic aluatul cu drojdic, schimbă tot aluatul. Chiar dacă și este și la bun, aici stă puțin, îl stric tot. Deci e destul puțin în fățărnișie. Îți dai drumul în tine și apoi te faci fariseu cu Duhul pe vecii vecilor. De atâta și Hristos spune, fugiți de aluat fariseilor, care este fățărnicia. Dumnezeu să ne păzați pe noi pe tot de acest aluat, care este fățărnicia. Și asta vedem noi, prin prejurul nostru, mult, mult, la mulți oameni. Dumnezeu să ierte, să ilumineze pe tot, să căiască în fățărnișie, să fugă de păcate, să căiască în păcatele făcute și să ajungă și ei, și eu, îndreptățit, după păcăința noastră, în fața Bunului și iubitorului de oameni, Dumnezeul nostru. Și așa va fi cu toți, tot ce se înalță se va smeri în fața lui Dumnezeu. Dar tot ce îți smerește, va fi înălțat. De atât Hristos a spus așa, pe cel ce mă proslăvești pe mine, îl voi proslăvi. Și nu numai această viață temporară, dar și în acea veșnică.